rules on this consent agenda. Am
salut pentru început pe domnul Bogdan Cristian Drăgan, regizor de film, să adreseze câteva cuvinte. Vreau să vă spun, în primul rând, că realizarea principală a acestui minunat festival a fost faptul că am reușit să aducem împreună tineri în teatru sau în film, că am reușit să învățăm noi de la alții, să ne prietenim. Ei au învățat de la mine puțin, cât am putut să le spun, vor învăța mai mult, eu am învățat de la ei și uitat să-mi demult. Aș vrea să-l invit lângă mine pe Dorian, pe Ali, pe Mona și pe Amor. Important este că ei au reușit împreună să creeze o echipă, să facă un exercițiu stângaci cei drept, dar s-a făcut în 2 ore, deci trebuie să fiți încerci. Potențialul lor este mult mai mare. Să le urez multă baftă. Tema atelierului nostru a fost viața e frumoasă, numai că să plece de aici cu senzația doar că viața e frumoasă. Le mulțumesc și să le dăm primii. Păi, dacă viața e frumoasă și săptămâna asta a fost tot frumoasă și mă bucur că i-am cunoscut, mă bucur că am fost aici, trebuie să vă bucurați și voi, da, și să le dăm premiile. Este alături de lui domnul Florian Teodorescu, directorul Centrului Cultural, care va emana plicurile consistent. Aici e suspansul. Se acordă diplomă, premiu, pentru ritm cinematografic filmului Jundanul Mediocru, aici am trebuit și până adregam. Ordinea este aleatoare, nu înseamnă că primul care primește diploma este primul. Deci sunt premii egale. Deci nu vă bucurați degeaba. Pentru eseu cinematografic se acordă filmului Ecuația. Se continuare. Premiul pentru idee regizorală filmului The Girl, un film de Ali Amir. Și nu o să vă vină să credeți, dar mai avem un premiu pentru debut, filmul Domnul T, regia Andreea Vasile și Lorena Alexandroi. Felicitări! Dacă vreau unul dintre premiați, vreau să spună 2 cuvinte. Dorian. Da. Păi... M-am bucurat nespus că am avut ocazia să particip. A fost o experiență pe care n-am să o uit prea curând și am avut în sfârșit ocazia de a fi tratat de la egal la egal de către un profesor, aș putea spune. Mai mers pe la un ATC, pe la cursuri, pe la lucruri de genul. Nu ai aceeași relație cu profesorii. Nu stai acraca de sub picioare.
Profesorii sunt excelenți la matematică. Desigur, m-am bucurat enorm, am mai spus. Și îmi pare rău că la anul nu voi mai putea participa, dar sper să pot veni și să asist la ateliere. Pentru că, într-un fel, astea au fost highlight-ul festivalului. Și mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc și pe voi, așa cât am apucat. Și... da, nu mai vorbesc, că e prea mult. Profesorului meu student și prietenului meu Florin Neciu. Mulțumesc și eu că ați fost aici. A fost prima ediție acestei secțiuni. Ne dorim foarte mult ca în viitor să aibă o altă amploare. Și acum o să rămâneți aici. Acum o să am plăcerea să invit în scenă pe domnul viceprimar. Să vă adreseze un cuvânt din partea primei mișcuri Caracal. Acum am sosit și eu pentru dumneavoastră. Vă felicit pentru ce ați făcut în zilele acestea și ce ați realizat în același timp, pentru frumoasele premii pe care le-a numit domn profesor și membru acestui juriu. Și urmează să dau și eu mici certificate de onoare celor care au realizat și au făcut parte din acest colectiv. Deci Consiliul Local Caracal și Primăria Municipiului Caracal acordă certificate de onoare personalităților artistice care au făcut parte din jurul concursului din cadrul secțiunilor film experimental și teatru. Se acordă certificat de onoare domnișoarei Otilia Cristea, membru în jurul secțiunea film. Domnului Cătălin Vieru, membru în jurul secțiunii teatru. Domnișoarei Ioana Hordade. Eu știu multe sănătate. Domnișoarei Leta Bordescu. Și nu ultimului, ci domnului Vlad Zan Firescu, președintele. Da, și domnul Lucia Mărneanu, membru jurul secțiunii de teatru. Acum vă rog frumos, membrii jurului, să fiți mai văzuți puțin pe tare. Nu este lângă noi astăzi, la această oră, Oana, pentru că a trebuit să plece având un eveniment. Și jurul acesta, care este prezent aici, pe scenă, a decis să se acorde următoarele premii. Sunt trei premii speciale. Premiul pentru recital masculin și feminin, premiul pentru rol secundar masculin și feminin și premiul pentru cel mai bun spectacol. De asemenea,
Asociația Reciproca, cei care au fost în acest an parteneri festivalului, vor oferi din partea lor un premiu. Acum, pentru a înmâna premiile speciale și premiul din partea Asociației Reciproca, invit la microfon pe Leta Popescu. Bună seara! Premiul special al jurului pentru echipă, trupă, energie merge la Vâlcea. Al doilea premiu special al juriului merge la Georgiana Popa din Caracal. Și cel de-al treilea premiu special al jurului merge la București, la Azalea Maria Necula. Premiul special din partea Asociației Reciproca, asociația care a venit cu atelierele, deci mai mult un premiu pentru participarea la ateliere, o participare aparte, o să vorbim noi cu el după, merge la Cristian Constantin din Vâlcea. Senzația că festivalul crește și mă bucur foarte tare, vreau să vă felicit pe toți, vreau să îi felicit pe organizatori, vreau să felicit primăria și consiliul că fac ceea ce trebuie să facă, așa că intrăm în nominalizări. Cristian Constantin din 5 nuanțe de negru. Cătălin Bâltea din Nunta Mută. Și Alexandru Nistor din Caragiale-i Rodi. Și
premiul merge la... Cătălin Bâlzea. La rol secundar feminin, nominalizările sunt Georgiana Preoteasa, de la Luta Mică, Andreea Negrilă, Stele în Cer, și Daniela Cristina Voicu, Urban Fantau. Și premiul merge la... Ce spui tu? Premiul merge la Andreea Negrilă. Deja știi. Nominalizări. Diana Maria Bacazar, din Caracal, pentru Ana Cristi. Nu văd timp. A scris de Ana Cristi. Oana să vină Oana. Mi-aș opti leta. Diana Abrotosoaie, vreau să trăiesc frumos, București. Și a treia nominalizare, Andreea Negrilă, Inima Caracal. Câștigătoare este... Diana Maria Baltazar. Sau masculin nu există nominalizare, există o nominalizare și un premiu. Este... Leonard Prica. Let
ci pentru acordarea premiului pentru spectacol la microfon. Să-l invit pe domnul Florian Teodorescu, directorul Centrului Cultural Municipal Caracal. Felicitări tuturor participanților în primul rând. Cei care au ridicat premiul, să nu uităm să treceți pe la doamna Ligia. Nu acum. Acum n-am primit nicio listă de nominalizări, am primit un singur nume, iar premiul pentru cel mai bun spectacol merge la... Nunta Mută. Aplauze!
doi președinți de juriu, la fiul domnului Bogdan Cristian Drăgan. Hai că pierdem pen. Și la teatru, domnului Vlad Zafirescu. La ora 7 fără 10, vă așteptăm în sală pentru spectacolul Trilogia Belgrădeană al teatrului Anton Pan. Și dacă vreți să ne mai acostați pentru întrebări și revolte, suntem pe aici, prin preajmă, ok? Cu drag! Putem face tot? Să-l avem tot!